Bun găsit, dragii mei! Astăzi pregătim prăjitura numită mazurca. Este o prăjitură cu specific polonez, după dansul cu același nume. E o prăjitură delicioasă, numai că trebuie urmăriți niște pași. Am alcătuit un aluat asemănător cu cel de cozonac. Dintr-un kilogram de făină, 6 gălbenușuri, 2 plicuri de drojdie uscată, o linguriță de sare, 300 de ml de lapte, 50 de ml de ulei, 200 de grame de unt topit și 250 de grame de zahăr. Am încorporat toate ingredientele și am frământat aluatul. Eu am pregătit totul de aseară și astăzi doar voi monta prăjitura și o voi coace. Am lăsat aluatul peste noapte să crească și este frumos, dar l-am lăsat la răcoare. Deci nu la căldură, la răcoare. Pentru umplutură avem nevoie de nucă măcinată amestecată cu bezea de albuș de ou. Am făcut bezeaua din 6 albușuri, cele care mi-au rămas de la aluat, 6 albușuri, 200 de grame de zahăr, zahăr vanilat și esență de vanilie și am încorporat o jumătate de kilogram de nucă măcinată. Aici avem o cremă făcută din rahat, dat prin mașina de carne, unt și 2 lămâi cu fără coajă, doar pulpa și sucul. Aici am făină pentru lucru pe blat și magiun de prune. Vom forma 4 foi, iar între ele vom pune cremele menționate. Ne apucăm de treabă. Răsturnăm aluatul pe planșeta de lucru. Și îl mai frământăm puțin, apoi îl voi împărți în 4 bucăți egale. Mazurca este o prăjitură des pregătită în regiunea Bucovinei, mai ales la sărbătorile de Paște, pentru că în regiunea noastră avem și conlocuitori polonezi și cu care noi trăim în bună înțelegere și prietenie, prin urmare le-am împrumutat rețetele și ei nouă, bineînțeles. În polonă se spune mazurek. Eu am în rețetă, am văzut pe internet, sunt o diversitate de rețete de mazurcă. Eu am rețeta de la o prietenă dragă mie și o fac pe aceasta pentru că îmi place foarte mult. Doamna Stella, vă mulțumesc pentru rețetă. Acum, din fiecare grămăjoară, întindem o foaie dreptunghiulară. Punem prima foaie în tabă.
și punem primul strat de cremă. Primul strat este cel de nucă. Am făcut puțin nuca mai vârtoasă pentru că prăjitura trebuie să fie fermă și voi pune rahatul și care e amestecat cu unt și o va prăgezi. Vreau să-mi iasă o prăjitură țeapănă. Întindem bine umplutura pe toată suprafața foii. O să mă ajut puțin de apă ca să pot să o întind mai bine. Am întins crema de nucă bine, acum voi face foaia numărul 2. De asemenea, întindem un dreptunghi de dimensiunea tăbii. Vedeți că este un aluat foarte elastic și îmi cam dă puțin de lucru la întins, pentru că tot revine la forma inițială. Dar nu-i nimic, nu ne dăm bătuți. Așezăm foaia numărul 2 peste crema de nucă. O întindem bine cât să acopere tot stratul. Este o prăjitură delicioasă, dulce, acrișoară, savuroasă și răcoritoare. Minunată! Se aseamănă puțin cu cozonacul, aluatul fiind asemănător ca cel de cozonac, doar că poți să o tai în bucățele mai mici și să o savurez ca pe o prăjitură. Acum, voi adăuga magiunul de prune. În Bucovina magiunului de prune îi se mai spune povirlă. Cu o specificație, povirla este făcută doar din prune, fără zahăr, doar din dulceața, doar cu ajutorul dulceții prunelor. Și este puțin mai acrișoară. Se făcea la țară în cazane mari de aramă, parcă, nu? Domnul cameraman. Tuci, nu? Așa, da, la foc de lemne și se învârtea în povirla aceea până se lega. Pune pipirostrii. Pipirostrii, da, îți creștea barba până terminai magiunul, dar de regulă activitatea asta de preparare a povirlei era o activitate de grup. Gospodinele se adunau mai multe la un loc, rude, vecine, puneau mână de la mână, alcătuiau cantitățile pentru un cazan și făceau împreună, învârteau curândul, era un fel de clacă. Se mai practică și astăzi în unele zone, dar mai puțin. Acum noi ne-am obișnuit să facem magiunul de prune chiar și la aragaz sau la soba din casă în cantități mai mici și adăugăm
puțin zahăr. Dacă prunele sunt foarte coapte și dulci, atunci necesarul de zahăr este foarte mic. Vom pregăti foaia numărul 3. Aluatul este extrem de aromat. Am pus și esență de rom și vanilie și lămâie. Și este o minunăție. Punem și foaia numărul 3. La fel ca precedenta. Iar acum, ultimul strat, crema de unt cu rahat. Pentru crema de rahat am folosit o jumătate de kilogram de rahat. 200 de grame de unt și 2 portocale date pe blender, fără coajă, doar pulpa, fără adaos de zahăr, doar dulceața rahatului. Am ajuns și la ultima foaie. Dacă în timpul anului facem și deserturi și prăjituri care se realizează mai repede, în timp scurt, în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție de serviciu și alte preocupări, la sărbători, noi bucovinenii cel puțin ne dăm în stambă. Adică, într-un sens bun al cuvântului, pregătim rețetele cele mai savuroase și mai complicate și care necesită mai multă bibileală, ca să spun așa, pentru că vrem ca musafirii noștri să fie răsfățați de produsele noastre și se spune că un om fericit e acela cu burta fericită. Asta este, noi suntem niște gurmanzi, bucovinenii în special, dar am întâlnit și ardeleni și românii, ca să spun așa, în general, ne axăm pe preparate care îi plac trupului. Dar să nu uităm nici de suflet. Acum vom unge prăjitura noastră cu ou pe deasupra.
preparatul este gata de dat la cuptor. Îl voi da la cuptor la 160 de grade pentru o oră și jumătate cu ventilație. Verificăm un pic stadiul prăjiturii noastre. Și o întoarcem. Deși dacă aveți cuptorul cu ventilație, nu e nevoie să o întoarceți. Eu prefer totuși să fac operațiunea aceasta. Am tras cu ochiul pe geamul cuptorului și mi se pare că prăjitura mea s-a rumenit, dar așa cum v-am obișnuit și cei care urmăriți vlogurile noastre deja știți că eu fac verificarea cu testul scobitorii la coptură. Mai trebuie puțin, încă se ține, se prinde pe scobitoare, deci o să trebuiască. Dar oricum este abia 3 sferturi din timpul care este pregătit pentru asta la cuptor. A expirat timpul de coacere. Prăjitura s-a rumenit frumos. O scoatem și o lăsăm la răcorit. S-a răcorit puțin, iar acum o vom pudra cu puțin zahăr pudră cu aromă de vanilie. După asta, ea trebuie să stea, să se răcorească pe încet la temperatura camerei vreo 8-10 ore înainte de a putea fi tăiată frumos. Dacă aș încerca să o tai acum, nu aș reuși să o tai frumos, să fie aspectoasă pe platou, așa că voi avea răbdare și voi aștepta până mâine să se răcească încet. Unele mâncăruri au timpii lor de pregătire și de așteptare. Așa că trebuie să avem răbdare și să ne lăsăm după ele. Pentru cei care ne-ați urmărit până acum și care v-ați abonat la canalul nostru, vă suntem recunoscători din toată inima și vă mulțumim frumos. Cei care încă nu sunteți abonați, nu uitați canalul de YouTube, este un clopoțel acolo, apăsați subscribe și veți vedea în continuare toate videoclipurile noastre pe care le vom păstra. Vă mulțumim frumos pentru atenție, până în următorul vlog, vă doresc toate cele bune!